că e vorba să străbatem cu gândul și să primim în minte gândurile lui Dumnezeu din Noul Testament, cred că nu-i mult două capitole din Noul Testament citite în fiecare zi. E foarte important lucrul acesta și pentru că te informezi în legătură cu cele scrise în Noul Testament, dar și pentru că îți îmbogățești mintea și simțirea cu gânduri mai presus de lumea aceasta, cu gândurile lui Dumnezeu, ajungând să ai mintea lui Hristos, cu gândurile lui Hristos, ajungând să ai adunate în visteria inimii cele bune, gânduri bune, pe care să le scoți apoi la iveală de câte ori e necesar.
Eu, când vine cineva la mine și vrea să fie îndrumat de mine, îi dau o rânduială de viață pe care trebuie să o împlinească. E vorba de o viață autentică, religioasă, o viață care are un temei, o viață care se realizează prin anumite deprinderi, pentru că viața duhovnicească nu se așteaptă, ci se realizează. Dacă doar o așteptăm, nu avem. Dacă o realizăm, o avem cu siguranță. Și atunci am ajuns la gândul că fiecare om care dorește să se încadreze într-o viață superioară, o viață care se desfășoară înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, trebuie să facă anumite lucruri care îl ajută să înainteze în mod real în viața pe care o recomandă biserica noastră, pe care o recomandă slujitorii bisericii, preoții, duhovnicii, o viață care apoi, prin faptul că se realizează, îl mulțumește pe cel care se angajează în ea. Religioasă, autentică, recomand să mergi duminica la biserică, la liturghie, să te rogi dimineața și seara și la masă, să citești în fiecare zi două capitole din Noul Testament, să-ți păzești mintea prin rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, și postul. Post cu mâncarea de post în zilele de post. De la Părintele Arsenie, un îndreptar de viață. Oxigen, glicogen, somn, să-ți păstrezi hormonii și să ai concepție de viață creștină. Vă spun, bine ați venit la schitul Găbut, schitul Ioan Evanghelistul, și îi salutăm și pe cei care astăzi ne urmăresc de acasă prin intermediul internetului. Le mulțumim părinților care ne sunt gazde pentru această invitație și îndrăznesc să-i mulțumim și cele de-a treia gazde, cea pe care tocmai am auzit-o, părintelui Teofil, care prin invitațiile sale la astfel de întâlniri ne-a făcut familiar și locul și ne-a obișnuit unii cu alții, astfel încât ne-am încetățenit un obicei de a ne întâlni așa tot mai des, cum ne este nou de folos. Vă invităm la un popas sufletesc, la un răgaz, care cu siguranță vă va folosi. Acum, dacă sunteți aici, cel mai probabil că știți deja câte ceva despre părintele Teofil, și anume că era un trăitor al Bucuriei, că era un bătrân și un călugăr frumos și luminos, nu doar pentru că avea o lumină care îi răzbătea pe chip, ci pentru că acea lumină, care reprezenta dragostea din inima lui pentru Hristos și pentru oameni, răzbătea în absolut tot ceea ce făcea el. Asta vedem și astăzi, când el a trecut la Domnul, în tot ce ne-a lăsat, în conferințele care ne-au rămas de la el, cărțile, podoabele de gând, prieteniile frumoase care le-a trecut în veșnicie și oamenii. Eu nu am avut bucuria de a-l cunoaște fizic pe părintele Teofil, dar am vrut să văd de la cei care l-au întâlnit care era secretul părintelui. Cum putea un om să aibă chiar atâta bucurie? Și am primit de la foarte multă lume același răspuns, foarte scurt, fără multe explicații, și anume că părintele trăia cuvântul, că părintele avea această viață, trăia viața, trăia cuvântul cu Dumnezeu și astfel cuvântul îi avea putere. Așa se ajunge de la faptul că el spunea cuvinte pe care poate și alt preot le punea spune, dar avea mult mai multă putere și îmbărbăta spre o viață
plină de nădejde, o viață în credință cu Dumnezeu. Vorbea părintele acolo despre programul nostru de viață și că viața, ca să fie superioară, trebuie să fie asumată și să fie un rezultat al unei realizări. Și aș vrea să ne gândim puțin nu doar la ce a realizat părintele și ce este, ci să vedem puțin și de unde a pornit. Un călugăr orb care a intrat în mănăstire, la 13 ani a avut prima oară gândul, nu știm exact câte procese a trecut până a ajuns să fie călugăr, părintele a spus că s-a gândit destul de bine. Și am citit undeva că atunci când a intrat în mănăstire, părintele a avut o preocupare. Se gândea că el, fiind orb, poate nu va reuși să folosească oamenilor, așa cum ar fi făcut altcineva care nu are condiția lui. Și atunci spune că a primit un sfat care i-a fost de folos de la duhovnicul său, și anume că trebuie să se depășească prin credință și să se dăruiască prin iubire, ca el să fie pregătit, când Dumnezeu vrea să-l folosească, să poată să-l folosească. Văzând mai departe ce a făcut părintele, credem că a fost un gând pe care el s-a întemeiat, astfel că ne-a lăsat tot ce aveam de la el, programul său de 5 puncte, care nu este doar un sistem extern, ci este de a urma niște reguli pentru viață religioasă, ci el l-a folosit ca niște trepte spre a urma oamenilor plăcuți lui Dumnezeu din Evanghelie, spre a se vedea de Dumnezeu, de a vedea fața, și știm că i-a văzut zâmbetul lui Dumnezeu despre care ne tot povestește, și putem spune că părintele ne-a și creionat portretul lui Dumnezeu ca noi să-l putem recunoaște mai ușor și ca să îi putem urma. Părintele Teofil era drag de Dumnezeu și suntem siguri că și Dumnezeu, și lui Dumnezeu era drag de părintele Teofil, pentru că știm că îi zâmbea. Și părintele Teofil spunea că e un lucru extraordinar ca lui Dumnezeu să-i fie drag de un om. Această putere și bucurie i-a convins și pe părintele Iustin și pe părintele Pantelimon să urmeze o viață tot așa superioară, adică să-și împlinească potențialul, să nu se mulțumească cu puțin. Și putem spune că ei duc mai departe Duhul Părintelui, adică nu doar încearcă să copieze un model foarte bun, ci efectiv Duhul Părintelui și viața lui s-a imprimat în ei crescând, n-am putea să spunem că nu umbra Părintelui Teofil, ci lumina Părintelui Teofil, și-au imprimat viața lui în ei și duc mai departe, arătându-ne nouă tinerilor, împreună cu obște de la Oașa, ce frumos este să trăiești viața alături de Dumnezeu, câtă bucurie este în drumul credinței și relația de prietenie cu Dumnezeu, că nimic nu poate fi mai bun decât atât. Dacă ne gândim la viața noastră duhovnicească ca la un urcuș pe munte, putem spune că părintele ne-a lăsat și borne, ne-a lăsat și șerpași, și cumva ne-a și creionat puțin ce ne așteaptă sus ca priveliște cât este de frumos, astfel că ne-a creat un precedent al reușitei. Noi nu mai putem spune de acum că este greu, că nu se poate, avem un om care și-a asumat condiția și și-a depășit, așa că nouă ne este de acum mult, mult mai ușor să mergem pe același drum către Dumnezeu. Astăzi vom avea răgaz să vorbim despre ultimul punct de viață duhovnicească, din programul de viață duhovnicească al părintelui Teofil, și anume despre Evanghelie, pe care părintele o considera foarte importantă și pe care chiar o trăia, și plăcea să spună că Evanghelia este dădătoare de nădejde și educătoare de bucurie. Și un gând foarte, care mie mi-a plăcut foarte mult, a fost că ea este și pentru cei cu credință mare și pentru cei cu credință mică, care de la puțin pot porni în cele multe. Așa că a găsit ceva pentru toți oamenii, pentru că părintele s-a dăruit oamenilor și tot timpul, în tot ce făcea, avea recunoștință față de oameni și față de Dumnezeu, lucru care a creat această comuniune, astfel încât noi și acum îl avem pe părintele și sperăm că pentru cuvântul lui și pentru că ne poartă în inimă alături de el, vom face și noi mai ușor pașii către Dumnezeu. O să îi rog pe părinți să facem rugăciunea, după care urmează o parte de expunere și apoi avem ocazia să punem și întrebări.
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și toate le plinești, viste rămânătățul, Dătătorul de viață, vino și te sălășduiești în noi și ne curățește toată întâlneciunea și mântuiește bunul în sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vece veci. Amin. Doamne, nu ești, Doamne, nu ești, Doamne, nu ești. Dumnezeu, Domnul, preacuviosul Părinte, binecuvintează. Ultima dată când m-am întâlnit cu Părintele Teofil, am fost la spital, iar ultimele cuvinte pe care mi le-a zis a fost că te aștept din cap. Nu și-a pus problema, cel puțin de când îl știam eu, că nu se va munti. Și n-a zis că, dacă Dumnezeu vrea să cumva, ne vom mai vedea. Și foarte sigur și foarte ferm, te aștept din nou. Însă, așa cum Domnul Hristos, după ce s-a înălțat la cer, s-a întors, n-a rămas acolo, sau n-a rămas numai acolo, la cinzecime prin Duhul Sfânt. Și n-a mai plecat. N-a mai plecat Domnul Hristos din biserica Lui și nici nu va mai pleca vreodată. Același lucru s-a întâmplat, bineînțeles, păstrăm proporțiile și cu Părintele Teofil. S-a dus, a zis că mă așteaptă acolo, dar totuși s-a întors. S-a întors și este împreună cu noi. Asemenea Domnului Hristos, până la capăt. Cu El am început această lucrare, sau mai corect spus, El a început-o cu noi. V-am mai povestit, încă de când am mers noi la Poșaga, la mănăstire, din 95, 14 ani consecutivi am făcut câte o tabără pe an cu Părintele Teofil. După ce a plecat, nu știam ce să mai facem. Totuși am continuat cu taberele. Și numărul s-a triplat al tinerilor care au venit în următoarea tabără, când Părintele nu era fizic, dar era duhovnicește. Și după aceea, următorul an, de 5 ori mai mult au venit și, mă rog, până la urmă am ajuns unde am ajuns, cu câte tabere sunt și câte întâlniri, dar sunt taberele Lui. El le lucrează și El le realizează. Asta e explicația ultimă, ca să zic așa, la ce se întâmplă la noi la Oașa. Este că Părintele Teofil este viu, trăiește împreună cu noi și lucrează împreună cu noi.
Domnul Hristos ne împărtășește toată puterea dumnezeiască și nouă oamenilor. Fiecare ia după puterea lui, din puterea dumnezeiască. Dar așa cum cuvântul Domnului Hristos este viu și este creator, adică Dumnezeu când vorbește, creează. Uitați-vă în Evanghelie, să luăm un exemplu, cum ar fi tatăl fiului lunatic. Știți că Domnul Hristos a fost cum pe muntele Tabor, s-a schimbat la față înaintea ucenicilor, mă rog, până a coborât și era un tată cu credință și necredință acolo, credința amestecată, cum zicea Pandetevi. Știți că i-a zis Domnul Hristos, dacă poți să ne ajuți, milostiv, fii nou, ajută-ne, mă rog. Și Domnul Hristos a vorbit un pic cu el. Și i-a spus, printre alte, dacă poți crede, toate sunt cu putință celui credincios, de când i-o veni, și așa mai departe. Dar, în timp ce i-o vorbit, l-o schimbat. Deci la sfârșitul acelui dialog scurt, acel om a căzut în genunchi și a zis, cred, Doamne, ajută-ne credințe mele. Ei, la fel și Părintele Teofil are cuvânt de la Dumnezeu care este creator. El lucrează. El lucrează, El schimbă inimile dumneavoastră. El vă duce, El vă primește și vă conduce. Toate, bineînțeles, în Dumnezeu. Așa cum spunea Părinte Arsene Boca, după ce mă duc o să vă ajut mai mult. La fel și Părinte Teofil. S-a întors cu o altă putere, mult mai mare, este viu și trăiește împreună cu noi. Să trecem acum la tema propriu-zisă. Ne-am apucat noi să ținem câte o conferință împreună cu Părinte Pantelimon și cu Părinte Teofil pe fiecare punct din aceste 5 puncte program de viață. Și acum am ajuns la ultimul. Am considerat că e necesar pentru că Părintele nu le-a prezentat vreodată sistematic pe fiecare. Din tot ce a vorbit dânsul și a spovedit și așa mai departe, se deduce, sunt răspunsurile la punctele program, adică sunt dezvoltate în învățătura dânsului aceste 5 puncte. Dar nu au fost puse așa. Și ne-am gândit noi să facem asta, deși suntem convinși că noi coborâm cuvântul și cuvintele Părintelui Teofil, dar facem la măsurile noastre. Deci, zicea Părinte Teofil că să citești două capitole din Noul Testament în fiecare zi. Acum, să știți că așa aceste cuvinte de pravilă, ca și pravila însăși, este un minim. Am mai discutat, deci că pravila, noi egalăm minimul cu maximul. Am de făcut 50 de metani, atâta închinăciune aia, exact atâta fac. Nu fac mai mult, mi-am făcut pravila, asta e pravila. Nu e minimul ăsta, tu poți să faci mult, asta e startul. Și tu poți să faci mult mai mult. Ei, la fel, și cu aceste două cuvinte, două capitole. Mă citim două capitole. Nu, ăsta e un început de drum foarte lung, de o viață întreagă, pe care Părintele Teofil ne-a pus. Dacă, ca și la copiii mici, dacă îi spui din start, uite, aia, nu se mai bagă, să te miri ce se descurajează. E așa, dacă e ceva mic, cum făcea și alți părinți. Am auzit la Părintele Arsene Papacioc ca să te determine să încerci să faci metane, fă o metane. Una. Nu.
puteți să refuzi, puteți să zici că nu poți să fac o metanie, mai fratele. Păi da, de-al cumva așa te-a păcălit. Zicea, nu poți rămâne chiar la una și mai adaugi și tu și așa, așa, așa a început. Dar dacă zicea din start, facă-te 100 de metanie pe zi, nu pot. Știți? Cam așa a început și Părintele Teofil să ne, cumva, în sens bun, să ne păcălească, să zicem, cu aceste două capitole. Acum, noi știm de la confesiunile celelalte, special de la neoprotestanți, că se axează foarte mult pe studiu biblic, să studieze și așa mai departe. Și noi nu avem treaba asta. Și ne putem întreba, oare cum de noi, biserica, nu suntem mai orientați spre Scriptură? Acum, dacă e să răspundem, avem și chestiuni obiective aici, la bază. Păi, la 1688 s-a tradus prima dată Biblia românește. Nu? 17 secole. Până atunci nu au avut credincioși acces la ea. De atunci au mai trecut, mai sunt încă 3. Și atunci la cine mergeau? Păi mergeau la preot. Odată că e treaba asta cumva o continuare la ce-a fost atâta mare de vreme, dar sunt și alte motive pentru care nu ne băgăm așa. Cum ar fi faptul că credincioșii noștri simt și trăiesc că Domnul Hristos s-a întors și că Domnul Hristos e cu noi. Și atunci ei mergeau la Dumnezeu. Eu mergeau la o carte. Dacă duce un pic treaba asta a religie, Dumnezeu departe undeva, au rămas scrierile, nu, să încercăm, să citim, să ne amintim de Dumnezeu, să vedem ce m-a zis Dumnezeu. Păi nu veneau la o carte, că Hristos nu e un text. Știau treaba asta. Păi veneau la Dumnezeu. Lui trebuia să spovedească. Păi mergea și să spovedea. Trebuia să-și sfințească casa și ce avea el pe acolo și așa, și animalele. Gata. Adică e și partea asta bună în care ei mergeau direct la Dumnezeu. Păi dacă e Dumnezeu aceea, dacă e cu mine Dumnezeu, ce să mai dea o carte, să citesc o carte, că odată ce eu sunt față în față cu el. Dacă sunt față în față cu autorul cărții, păi discut direct cu el, nu? Sau las pe el și... Cumva astea sunt părțile bune, să zicem așa. Adică trăiau viu în biserică cu Dumnezeu. Și nu erau, și nu sunt nici acum foarte stresați ai noștri să studieze nu știu cât Biblia. Dar asta nu înseamnă că e lucru cel mai tare care putem face și că nu trebuie citită Biblia așa mai departe. Nu, trebuie, fără nicio discuție. Eu vreau numai să dau niște explicații pozitive la faptul ăsta, că uite, ai noștri nu au fost orientați, nu sunt orientați. Și dacă ne uităm la greci, la biserica greacă, păi eu au avut-o de la început în limba lor, frate. Și au avut acces și nu ca și noi, că tacii n-aveau scriere și așa mai departe. Nu, și tot nu fac studiu biblic. Deci, e o parte importantă asta, adică ține de Constituția noastră de biserică. Dar, repet, asta nu înseamnă că nu trebuie să citim. Și chiar mai mult. Acum, despre Scriptură, despre Evanghelii, să ne referim mai mult la Noul Testament, să știm că e cartea bisericii. Adică, dacă te duci în biserică și te uiți pe Sfânta Masă, Evanghelia e pusă în mijlocul Sfintei Mese. Deci e centrală. Nu-i dată la o parte așa. Deci, vedem. Este o realitate divino-umană, adică este cuvântul lui Dumnezeu prin cuvinte omenești.
Asta este Evanghelia. Și pentru faptul că ea s-a produs în biserică și produsul bisericii, biserica a păstrat-o, biserica a promovat-o, a explicitat-o și așa mai departe. Tot, ea a făcut tot. Ea s-a format ca și Biblie, să luăm și Vechiul Testament, pe sute și sute de ani, pe o distanță foarte lungă, în contexte diferite, istorice, războinice. Dumnezeu nu și-a prezentat în Noul Testament, în Biblie, voia Lui sistematic. Nu e o carte ideologică, nu e un tratat care să ți se explice foarte clar. Uite, de aici pe și acolo ajungi și totul demonstrat și argumentat. Nu este un tratat. Este, dacă vreți, drumul lui Dumnezeu prin istorie. Și de asta, în condiții temirce, condiții economice, Dumnezeu și-a comunicat voia, s-a arătat. În altele politice, în situații personale și așa mai departe. Așa s-a format Biblia și s-a încheiat cu Apocalipsa Sfântului Ioan Teolog. Și s-a încheiat. Adică nu se mai adaugă niciodată ceva la ea. Păi de ce? Pentru că s-a împlinit. Care a fost rostul și în Vechiul Testament? Păi rostul a fost să pregătească poporul Israel pentru venirea lui Mesia. Dar cine îi pregătea? Chiar Mesia. Dar încă nu era întrupat. Era Dumnezeu, cuvântul, care le vorbea. Și bineînțeles că ei nu i-au pregătit, nu l-au primit. Odată ce a venit, n-ar mai fi trebuit să mai existe nicio religie pe fața Pământului. Dacă era cineva onest și cinstit, se încheia meciul religiilor. A venit Dumnezeu pe Pământ și a pregătit venirea. Și acum, odată ce El a venit și a vorbit și a întemeiat biserica, nu mai este, nu mai urmează altceva. Zicea Sfântul Iustin, filozoful, că Vechiul Testament nu mai aparține evreilor. Nici Vechiul Testament nu mai au. Păi de ce? Păi pentru că acolo vorbea Hristos. Și Hristos a venit. Și ei nu l-au primit pe Hristos. Păi dacă nu l-ai primit pe Hristos, înseamnă că ai pierdut pe Mesia și ai pierdut și drepturile de popor, odată de popor al lui Dumnezeu, și ai primit și drepturile asupra făgăduințelor, asupra scrierilor. Cum rămâi fără aia? Fără Dumnezeu, fără Hristos? Și atunci biserica e nouul popor al lui Dumnezeu care moștenește toate făgăduințele date în Vechiul Testament și date în Noul Testament. Asta e poporul. Aia a fost o biserică provizorie ce a fost acolo în Vechiul Testament și gata. Și de asta zicea el că ei nu mai au drept asupra Vechiului Testament, că nu le mai aparține, că aparține noului popor, cu Hristos și cu făgăduințe și cu tot, și cu scrieri. Ceea ce e și logic până la urmă. Dar mi-a plăcut foarte mult, legat de asta, poziția unui mare scriitor al bisericii, încă de la început, Tertulian, refuza să aibă discuții contradictorii cu eretici. De ce? Nu stătea de vorbă cu ei. De ce nu stătea de vorbă cu ei? Păi zicea, domnule, deci Biblia e proprietatea bisericii. Deci e proprietatea noastră. Orice recurs al tău la proprietatea mea, tu care ești în afara bisericii, este ilegal. Păi dacă asta e proprietatea mea, cum vii tu să mă iei pe mine la rost? Legat de proprietatea mea, să-mi spui asta? Păi nu, e proprietatea mea și punct. Și pe motivul ăsta nu discuta cu ei, ceea ce mi se pare foarte clar. Acum, în cuvintele lui Dumnezeu, cuvântul este și El. Așa cum zicea Sfântul Marcu Ascetul. Hristos stă ascuns în poruncile sale și se descoperă pe măsura împlinirii poruncilor. Îi plăcea la Părintele Teofil cuvântul ăsta. Păi,
cu atât mai mult în Evanghelie și în Biblie este Hristos. De asta noi trebuie să ajungem prin citire, studiu, comentarii și așa mai departe la unirea și la întâlnirea cu Hristos. Adică într-o ultimă analiză, Evanghelia este o persoană, nu este o carte. Evanghelia este Iisus Hristos. Când ai ajuns la El prin asta, ea e depășită și vezi că El e asta. Și de asta tu nu poți să scoți cartea bisericii din biserică. Păi dacă tu o scoți Biblia din biserică, e ca și cum ai scoate o realitate, ai rupe-o de Dumnezeu. Păi Dumnezeu e capul bisericii. El e în biserică. Tu nu poți să iei Biblia și să te duci cu ea. Și să mă întemeiez eu cum vreau eu, să o citesc cum vreau, cum consider, aplică o ideologie, văd ce fac și întemeiez o comunitate acolo. Aia înseamnă Biblie moartă. Moartă. Când zicea Părinte Arsenie Boca că sectanții merg cu Biblia în brațe la iad. Mă gândeam, mă, cuvântul lui Dumnezeu, mă, cum să meargă acolo cuvântul Dumnezeu în iad? Mă gândeam eu. Totuși e Biblia, mă. Dar după ce am înțeles, de fapt că e moartă. Zicea Domnul Hristos așa, despre cuvintele Lui. Cuvintele mele sunt duh și sunt viață. Ei, tu ce cuvinte iei atunci când te duci, când scoți Biblia din biserică? Partea formală, informația cumva, forma cuvintelor. Dar tu duhul și viața nu poți să o iei, pentru că tu nu poți să iei ceva de la Dumnezeu de capul tău. Asta chiar ne spunea în alte cuvinte și Sfântul Ioan Botezătorul. Că nimeni nu poate să ia ceva de sus dacă nu este dat. Păi tu nu poți să iei Duhul și puterea lui Dumnezeu și viața lui din cuvintele lui, să le iei tu și să te duci cu ele. Tu iei cuvintele, dar Duhul și puterea și viața nu iei. Și atunci tu ai o Biblie moartă. Astăzi Biblie extra biserică. Sunt Biblii moarte. Și vedem, zice Domnul Hristos, că pomul se cunoaște pe roade. Vedem după roade. Se sfințește ceva într-o comunitate de aia unde ai luat tu Biblia și ai fugit cu ea și ai inventat nu știu ce? S-a sfințit vreun om acolo? Nu. Dar altceva se sfințește? Nimic. Nu. Păi vezi, n-ai luat nimic. Ai luat niște cuvinte moarte. Asta se întâmplă cu Biblia. De asta ea e proprietatea bisericii și din start a fost adresată credincioșilor. Mântuirea are aspecte universale pentru toată lumea, dar totuși se realizează local. Se realizează prin separare cumva. Adică, uite, cum erau comunitățile la început? Păi erau separate, erau niște comunități, primele comunități, pe urmă s-au mai crescut. Dar ele niciodată nu s-au unit cu tot ce a fost în lumea aia în sens lumesc. Au încercat duhovnicește să le cuprindă, dar ea a fost localizată. Deși Nichifor Crainic spunea asta un cuvânt, că fain, și l-am mai zis asta, că ca diferență între catolicism și ortodoxie, că catolicismul universalizează localul și ortodoxia localizează universalul. Deci asta se întâmplă. Deci universalul se localizează dumnezeiesc, se localizează în Biserica Ortodoxă Română, noi îl trăim într-un fel, la greci, în alt fel, dar același adevăr, aceeași realitate dumnezeiască. O trăim, dar o trăim cumva local. Ei, cam așa și aici, deci ea a fost destinată tuturor, dar totuși era local. Prima dată era scrise credincioșilor. Toate scrierile din Noul Testament sunt scrisori ocazionale. Destinate cui? Pe credincioșilor.
Și după aceea și necredincioșilor, să vină cu toții. Dar prima dată credincioșilor, de asta Biblia e o carte a bisericii și a credincioșilor. Și atunci tu, dacă vrei să ai acces la ea, să ai acces la puterile dumnezeiești din ea, păi trebuie să devii credincios. Fără nicio discuție. Asta e foarte bun ca exercițiu intelectual, să studiezi, să exersezi intelectul, memoria și altele, și altele. Nici o problemă să studiezi așa. Dar la conținutul ei dumnezeiesc nu ajungi decât prin pocăință. Adică schimbarea vieții. Eu trebuie să-mi schimb viața, să ajung un credincios bun, ca să ajung să înțeleg cu adevărat Biblia. Câtă vreme ești necredincios, nimic. Poți să o citești cât vrei tu, nimic nu înțelegi de acolo. Adică ce înțelegi tu, sunt chestiune omenește. Eu am citit odată așa ca necredincios Biblia. Și ce a reținut de acolo? Că Sfântul Apostol Pavel era cel mai tare. Bă, asta e cel mai deștept. Asta chiar a fost deștept. Deci, asta a reținut și nu știu ce mare lucru n-a mai reținut de acolo. Deci nu ai acces la puterea dumnezeiască din cuvinte decât dacă schimbi viața. Și primul pas care trebuie făcut e pocăința. Pocăința la care ne-au chemat și tinerii prin cântările din postul mare care vi le-au prezentat aici. Ați văzut că tema era pocăința, tema centrală era pocăința. Asta e calea către Biblie. Prin biserică și prin pocăință. Zicea Ava Evagrie Ponticu, să bați la porțile Scripturii cu mâinile virtuții. Așa se deschide. Cu virtutea se deschide. Părinte Teofil spunea că dacă cel care deschide Biblia deschide cerul și cel care privește acolo privește în cer. Da, la nivelul lui. Da, la noi e ceață. Eu privesc, dar nu văd. Eu deschid și nu văd ce era acolo. Păi, cum e ceață? Acum sunt nori, undeva, sunt afară. Nu, asta deja e pe minte. E la nivelul minții, înăuntru tău ceața. Și prin viață schimbată, viață virtuoasă, dai jos ceața de pe minte. Îți luminezi mintea și începi să vezi. Să-L vezi pe Iisus Hristos de acolo. Și cu cititul Evangheliei să începe de la biserică. Deci aia e cea mai tare citire care se face la Sfânta Liturghie și se explică. De ce cea mai tare citire? Că poate preotul de acolo nu dă cea mai tare tâlcuire, pentru că cea mai tare stare de duh în care intri tu. Tu în biserică intri în putere, în zona de putere. Ei, în zona aia trebuie să citești. De asta Biblia e și pentru fiecare om, e și pentru credincioși, și pentru fiecare în parte, dar nu ca ins singuratic. Și să mă apuc eu, să văd eu, să stabilesc eu. N-ai acces la nimic. La nimic. Dacă vrei să ajungi la conținutul ei, cum v-am zis, doar prin schimbarea vieții, doar prin curățirea vieții. Referitor la ea, poate vă mai gândiți, domnule, la Domnul Hristos o scris și a exprimat cuvintele simplu. Foarte simplu. Simplu. Păi dacă și-ar fi exprimat mai tare așa, intelectual, noi n-am fi înțeles mai multe. Așa, dacă comparații simple, chestii simple, ca pentru oameni simple. Dar nu și ca pentru intelectuali. Ei, aici trebuie să lămurim niște lucruri. Limbajul omenesc nu se schimbă prin faptul că devine vehicul dumnezeiesc. Prin faptul că se transmite putere dumnezească prin cuvinte omenești, cuvintele omenești, nu se schimbă. Dar ele
nici nu limitează. Adică puterea dumnezeiască e dincolo de ele. Nu era nevoie de un limbaj sofisticat pentru ca Dumnezeu să-și transmită puterea, că și-o transmitea la fel prin orice limbaj. Că nu stătea în treaba asta. Adică harul transfigurează, nu anulează. Erau cuvintele alea, într-adevăr, nu erau anulate prin prezența dumnezeiască în ele. Da? Dar nici nu limitau. Și atunci nu era nevoie, fraților, de nu știu ce limbaj sofisticat ca să nu-l înțelegem, să vedem că e foarte tare și așa mai departe, că nu în limbaj stă chestia asta. Nu în partea omenească stă mesajul dumnezeiesc. El doar vine prin asta. E doar un vehicul. Și ați văzut că Domnul Hristos, la general, și-a ales cele slabe ale lumii, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, ca să le rușineze pe alea tare. Oameni simpli, cuvinte simple, tot simplu, ușor, da, de jos, în care el turna toată dumnezeirea. Și în aia stătea. Nu în puterea cuvintelor omenești. De asta nu trebuie să ne împiedicăm, să ne împiedicăm de faptul că e scris arhaic și foarte simplu. Nu. Dumnezeu este același și puterea Lui este infinită, care e turnată în cuvinte. Acestea sunt câteva gânduri care mi-au venit acum ca și deschidere. Să-l las pe Părinte Pantelimon și mai continuăm. Aș vrea să îl contrazic un pic pe Părintele. Bineînțeles că în sens constructiv, când a spus că Biblia a fost tradusă în limba română, adică pe înțelesul românilor, a fost tradusă abia în 1688. Așa, da. Ea a fost tradusă încă de la început în viață. Deci nu a fost tradusă într-o carte, că na, nici nu erau preocupați atâta să citească, nici nu știau să citească, dar în viață ea a fost tradusă de la bun început. Pentru că credința creștină este, în primul rând, un mod de viață. Asta trebuie să fie credința. Referitor la faptul că Biblia este și Noul Testament este o proprietate a Bisericii, a zis Părintele Iustin că Domnul Hristos s-a înălțat la cer și că n-a rămas în cer, ci s-a coborât pe pământ, la pogorârea Duhului Sfânt. Pogorârea Duhului Sfânt este evenimentul care întemeiază Biserica. Biserica este trupul lui Hristos. Mulți oameni limitează înțelesul Bisericii la partea ei, să zicem, harică, la partea instituțională. Se gândesc că biserica este compusă din ierarhi și preoți. Și că ei sunt cei care formează biserica. Ori biserica este, preoții și ierarhii sunt doar cei care sunt, au funcția de îndrumător și de sfințitori în biserică. Biserica este compusă din ansamblul tuturor creștinilor. Preoți, ierarhi, călugări, laici, mireni. Deci, toți împreună suntem biserica, iar biserica este trupul lui Hristos. Ca să înțelegem. Domnul Hristos a fost în lume într-un anumit fel. În persoana Domnului Iisus Hristos a fost Fiul Dumnezeu întrupat în lume, înainte de patimă și de înviere. Ce a fost în Fiul Dumnezeu a fost întrupat în persoana lui Iisus Hristos
între Sfinții Apostoli și a lucrat. A cuvântat, a sfințit firea umană însușită în persoana lui Iisus Hristos, a sfințit-o făcând-o capabilă de înviere. Deci firea umană a Domnului nostru Iisus Hristos a urmat un parcurs de sfințire, de înduhovnicire prin viața pe care a dus-o Domnul Hristos, care a făcut această fire umană pasibilă de starea de înviere. După care, cum am spus, așa cum a fost în trup înainte de înviere, așa Domnul Hristos continuă să fie în trup după înviere prin biserică care este trupul lui. Așa cum firea umană înainte de înviere propovăduia și sfințea și călăuzea pe oameni și le arăta calea și îndruma, la fel, trupul Domnului nostru Iisus, trupul după înviere, biserica, se manifestă. Adică, să nu ne gândim la biserică ca fiind trupul lui Hristos, dar ne gândim că e ca un cadavru sau ca niște relicve, ca niște sfinte moaste sau mai rău ca niște fosile osificate, că asta e biserică. Nu, biserica este trupul însuflețit de firea, de însuflețit de persoana dumnezeiască, Domnul nostru Iisus Hristos, și acționează, bineînțeles că mai mult decât a acționat înainte de patimă. Și cum acționează biserica? Cum acționează trupul lui Hristos? Acționează într-un ansamblu liturgic. Acest ansamblu liturgic este compus din rânduieli de credință. Da, cum îți postul, rugăciunea. Acționează în sfintele slujbe. Acționează în sfintele taine. Care este acțiunea bisericii? Ce face biserica prin toate acestea? Biserica aduce în lume revelația. Biserica îl revelează pe Dumnezeu. Această revelație se adresează omului ca unei ființe foarte complexe. Revelația nu este strict la nivel inteligibil, la nivel de cuvinte, de concepte. Pentru că nici omul nu este redus la intelect. Omul este o ființă foarte complexă. Revelația nu ne vorbește despre Dumnezeu, nu ne informează despre Dumnezeu, ci revelația, de fapt, este comunicarea lui Dumnezeu oamenilor. Revelația îl comunică omului pe Dumnezeu, îl împărtășește omului pe Dumnezeu. Noul Testament este o parte din revelația inteligibilă. Este un produs al bisericii, dar este numai o parte din revelația inteligibilă, adică revelația care poate fi înțeleasă cu mintea. Sunt foarte multe... Noul Testament face parte din tradiție, așa, și tradiția este mult mai amplă decât Noul Testament. Sunt foarte multe lucruri care nu au fost menționate sau trecute în Noul Testament din viața primilor creștini și din viața Domnului Iisus Hristos pe pământ.
Dar, cum ziceam, partea inteligibilă nu epuizează revelația. Și Noul Testament nici atât. Pentru că omul, cum ziceam, este mai mult decât intelect și revelația se manifestă prin tot în biserică, se manifestă printr-un spațiu sacru, printr-o arhitectură sacră, care are caracter sfințitor. Zicea Părintele Teofil despre Noul Testament că este o icoană, așa, a lui Dumnezeu. Deci, revelația se manifestă în biserică și prin icoane. Icoanele sunt, ca să spunem așa, imaginea în sine este un limbaj de comunicare non-verbal. Revelația se manifestă și în muzică. De ce? Pentru că, așa cum am zis, revelația se adresează omului în ansamblul lui, în toată complexitatea ființei lui. Revelația se adresează omului care este trup și suflet, trupul cu simțurile sale și cu instinctele sale, sufletul cu puterile sale. Și revelația, de fapt, îl schimbă pe om. Această comunicare a lui Dumnezeu omului îl sfințește, îl îndumnezește, îl schimbă pe om. Și atunci vedem că se are în vedere schimbarea omului, sfințirea lui, nu doar la nivelul persoanei, ci se are în vedere și sfințirea conexiunilor pe care le are omul cu celelalte persoane, sfințirea vieții și prin om, sfințirea creației. Și toate acestea le săvârșește biserica, toată această mișcare de comunicare, de împărtășire a lui Dumnezeu omului, o face biserica și, cum ziceam, Noul Testament face parte din revelația inteligibilă. Chiar și cuvântul, că vorbim despre Noul Testament ca fiind cuvânt al lui Dumnezeu. Cuvântul, zicea Părintele Stăniloae, că nu este altceva decât atitudinea unei persoane față de cealaltă persoană. Ca să dau mai exact citatul, zice, cuvântul înțelesului plin nu e expunere de sensuri pentru o lume impersonală, ci este cuvântul plin, înțelesul plin este împărtășirea unei atitudini față de alte persoane. Adică cuvântul este manifestarea comunicării. Eu când vorbesc cu o persoană, eu comunic cu ea. Mă folosesc ce? De cuvânt, dar numai de cuvinte. Comparați comunicarea strict pe mijloace media, comunicarea numai prin cuvinte pe mijloace media, cu comunicarea prin cuvinte, dar față către față. Și atunci îți dai seama că, de fapt, cuvântul este o formă a comunicării care exprimă, dar poate să și sărăcească comunicarea, pentru că comunicarea nu se epuizează în cuvânt. Comunici prin ton, dincolo de cuvinte. Comunici prin prezență. Comunici prin expresie. Comunici cu trăirea. Deci, numai cuvântul ocupă o mică parte
din ceea ce înseamnă de fapt comunicarea, comunicarea interpersonală. Că e vorba de comunicare între persoane umane, că e vorba de comunicare între persoanele Sfintei Treimi cu omul. Deci, ziceam, cuvintele sunt un suport al comunicării și sunt un suport al comuniunii. Și atunci, Dumnezeu, cum ziceam, nu, cuvântul lui Dumnezeu nu este altceva decât comunicarea iubirii lui față de om. Este o expresie a acestei iubiri față de om. Revelația, cum ziceam, dacă o reduci doar la cuvânt, așa cum fac mulți creștini, dar nu ortodoxi, reduc revelația doar la partea ei intelectuală, inteligibilă, prin aceasta îl reduc și pe om doar la funcția intelectuală. Ori Domnul Hristos ne-a spus: fericiți cei curați cu inima, că aceia îl vor vedea pe Dumnezeu. N-a zis Domnul Hristos: fericiți cei cu minte ascuțită, că aceia îl vor înțelege pe Dumnezeu. Ci fericiți cei curați cu inima. Însăși, partea inteligibilă a omului nu se reduce la intelect. Intelectul ne este dat să ne organizăm viața, să înțelegem lumea, să putem comunica unii cu ceilalți. Ne este dat să înțelegem, să organizăm și să exploatăm și să explorăm lumea aceasta. Dar mintea nu se epuizează în intelect, ci celălalt capăt al minții este inima. Normal că este nevoie de o inimă curățită, pentru că o inimă întinată este o inimă deformată. Și ca să-L vezi pe Dumnezeu, aceia vor vedea pe Dumnezeu, trebuie să se ajungă și la o curățire a inimii. Dar și ca să-L vezi și să-L cunoști pe om, trebuie să ajungi la o curățire a inimii. Adică să-L cunoști pe om nu doar pornind de la ceea ce gândești, ceea ce înțelegi despre el, ci le pornind de la felul în care îl trăiești. Cunoașterea adevărată este cunoașterea cu inima și nu cu orice inimă, ci așa cum ziceam, cu o inimă curățită. Și atunci, cum ziceam, scopul lui Hristos, scopul lui Hristos ca și biserică, este aceea de a-L sfinți pe om. Da, informația este purtătoare de har. Icoana este informația. Prin toate simțurile noi percepem informație și biserica are în vedere sfințirea omului prin toate simțurile. Ea se adresează tuturor simțurilor. Și atunci, prin toate, de fapt, îl comunică omului pe Dumnezeu și îl sfințește pe om. De aceea, Sfânta Evanghelie este integrată în acest ansamblu liturgic. Ea nu trebuie privită separat, pentru că, așa cum ziceam, revelația nu poate fi tăiată pe bucăți. Nu poate fi dezasamblată în subansamble și să te folosești numai de un subansamblu al revelației. Revelația, de fapt, cum ziceam, este o lucrare și l-are în vedere pe omul întreg. De aceea și Noul Testament este explicitat în biserică, face parte din liturghie, dar și din celelalte slujbe, și la celelalte slujbe se citește
Noul Testament și se are în vedere vindecarea omului și sfințirea omului. Omul are o viață căzută și are o concepție de viață căzută. Și atunci Revelația are în vedere această corectare a omului și prin spovedanie, și prin împărtășanie. Vedeți că și Părintele Teofil n-a zis ca și rânduială de viață doar să citești din Noul Testament. Și ai să mergi și la biserică, să ții și post, să... Și la fel Părintele Stăniloae zicea să ai concepție de viață creștină, Părintele Arsenie Boca zicea să ai concepție de viață creștină. Deci, sunt foarte multe lucruri prin care omul, de fapt, se corectează, sunt foarte multe lucrări prin care omul se corectează, își vindecă ființa sa, își vindecă viziunea asupra vieții, asupra existenței, își vindecă concepția de viață. Pentru că, pomenit de Părintele Arsenie Boca, am câteva cuvinte ale lui legate de concepția de viață. Zice așa, prin natura lucrurilor suntem deodată și ființe ale lumii fizice și ființe ale lumii metafizice. Ca atare, putem trăi o vreme fără pâine, dar nu putem trăi fără o concepție de viață. Concepția de viață este aceea în care te integrezi trup și suflet. Prin aceasta se modifică pozitiv structura celulelor întregului corp. Se armonizează de tot necazul celor rele și al durerii. Singura concepție fără greșeală și izbăvită de relativitate o are numai Dumnezeu, absolutul, începutul și finalitatea lumii. El e singurul a cărui concepție face din haos cosmos. Și ultima, cea mai bună concepție de viață e Revelația, pentru că are orizontul cel mai larg, până dincolo de zare, și echilibru perfect între orice fel de împrejurări. Deci oamenii se manifestă în viață pornind de la concepția de viață. Dacă ai o concepție de viață profană, te manifesti ca și atare. Concepția de viață îți determină toate manifestările verbale, emoționale, sentimentale, fizice, și toate manifestările și ale trupului și a sufletului sunt determinate de această concepție de viață. Și atunci, de aceea vedeți că în fiecare duminică la biserică este prezentată o anumită pericopă evanghelică. Prin toate acestea se are în vedere corectarea, vindecarea concepției de viață. Liturghia, Sfânta Liturghia însăși, este împărțită în două. Prima parte este centrată pe Cuvântul lui Dumnezeu, pe împărtășirea de Cuvântul lui Dumnezeu sau așa din Cuvântul lui Dumnezeu. A doua parte a liturghiei este centrată, are în centru împărtășirea de Dumnezeu Cuvântul, de Fiul lui Dumnezeu, de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Și cum ziceam, și la taina Sfântului Maslu, care este taina vindecării, se are în vedere această vindecare nu doar a trupului, ci a omului în ansamblu. Și prin toate tainele se are în vedere, cum ziceam, vindecarea omului, nu doar informarea lui. Și atunci, da, noi trebuie să citim din Noul Testament, dar înțelegerea legată de Noul Testament trebuie să o avem atunci când
participăm la întregul, în acest întreg ansamblu liturgic. Atunci când participi la întregul ansamblu liturgic al bisericii, nu mă refer cum se face la mănăstiri, să mergi la toate slujbele, dar să participi la toate tainele, să te spovedești, să te împărtășești, să ții post, să te rogi, să citești, atunci tu, de fapt, prin această participare, te altoiești la trupul lui Hristos. Și devii un mădular în care curge sângele lui Hristos, acest har care te vindecă și te regenerează. Dacă nu participi la viața trupului, nu participi la manifestarea trupului lui Hristos în lume, la acțiunea trupului lui Hristos în lume, ești ca un mădular prin care nu mai curge sângele și care se atrofiază sau se usucă sau chiar cangrenează și moare. Dacă i-a mai venit și părintelui alte gânduri... Da, chiar acum mă gândeam la motourile care le-ar fi pus Părinte Teofil la Biblie. Avea două, cuvintele Marte către Maria, Învățătorul este aici, te cheamă. Și cumva vedeți că s-o sintetiza cam ce am spus noi în cuvântul ăsta, adică este într-adevăr în Biblie și te cheamă și te așteaptă. Dar sunt cuvinte omenești, ale Martei. Nu erau cuvintele lui Dumnezeu. Și albul tot, format tot din cuvintele oamenilor, ce au spus oamenii la orbul Bartimeu, la Ierihon. Îndrăznește, ridică-te, te cheamă. Aceste cuvinte plăceau cel mai mult la părintele și spunea că le-ar fi pus ca motou. Tot legat de raportarea părintelui la Noul Testament în special, spunea că i-ar fi plăcut să fie profesor de Noul Testament, să predea Noul Testament. Știa Scriptura tot. Oricum la slujbe știa pe de rost, totul pe de rost. Dar când îl mai întrebam de un cuvânt, uitați, cuvântul cu tare, cum trebuie înțeles? A, ăsta e acolo, la capitolul ăla cu tare, pa, 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 așa se înțelege. Imediat, atâta era de viu părintelui totul. Ce aș mai vrea să zic acum, ne-am dat seama cu toții că e vorba de o cale a unirii cu Dumnezeu. Și cum sublinea și părintele foarte bine aici, o cale a vindecării până să te unești cu Dumnezeu, calea aceasta deschisă de Părinte Teofil, să citești două capitole. Și un drum de o viață, până la urmă, pe care l-ai de parcurs. Deci a fericitul Ieronim așa. Trebuie să ajungi să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului din cuvintele Lui. Până la nivelul ăla de împărtășire. Trebuie să ajungi. Iar Origen, legat de treaba asta, spunea că zice, așa cum avem grijă când ne împărtășim, să nu cadă nicio bucățică mică jos, pentru că în fiecare bucățică e întreaga dumnezeire și dacă chiar pică e grav, știți, trebuie să iei covorul, să-l tai, să-l lari, să pui la loc curaj și așa mai departe. De asta e și bine să aveți grijă că mă împărtășiți, așa ca sfat practic. Dar zicea Origen, așa cum avem grijă acolo, de fiecare bucățică, fărimtură cât ar fi de mică, să nu cumva să ajungă pe jos și așa, zice, la fel trebuie să fim și cu cuvintele Scripturii. Trebuie să ai grijă de fiecare cuvânt, să nu pice cumva pe jos. Că așa cum e acolo întreg Dumnezeu, așa este și aici.
Am dumneavoastră ați observat că în biserică sunt dogme, sunt icoane, este crezul, simbol de credință, și mai departe, învățătura de credință a bisericii. Cum de s-a ajuns la asta? Oare nu? Nu-s chestii omenește aici și noi să înlocuim Biblia cu așa ceva? Pe tocmai, deci dogmele e Biblia pură. E mesajul revelat din Biblie, pus foarte, foarte clar, care nu mai dă tăgadă de reinterpretări, tocmai astea, sau crezul. Păi, dacă vă uitați un pic la el, și pe crez, am putea pe fiecare propoziție de acolo să zicem câte să facem câte o conferință. Atât e de concentrat. Adică e adunată Biblia, adunată Evanghelia în crez, foarte, foarte succint, ca un laser, cum ar fi în lumea materială. Așa e crezul. No. Deci, astea le-a făcut biserica tot ca să ne ajute, să ne împărtășim cât mai mult de Hristos prin cuvintele Lui. Mai mult, slujbele, cum ne-au cântat tineri așa frumos, texte din slujbe, din postul mare, păi ele toate au mesaj evanghelic acolo, dar ni servit sub o altă formă. Ca totuși, exact cum facem noi cu copiii, pentru că nu vrea să ia un medicament, nu știu cum, că e amar sau e așa, eu îl îndulcesc, îl bag în altceva, îl fac cumva și să-l servesc, să-l pot să, ca să aibă efect. Păi cam așa și biserica cumva. Și în slujbe cumva s-o îndulcit prin cântare, prin formulare, reformulare, Evanghelia, ca tu să o servești. Și servim foarte mult Dumnezeu prin cuvintele sale și prin slujbe, fără ca noi să ne dăm seama. Ei, cu timpul ne și dăm seama. Păi, de Teofil ne-a recomandat asta. Dar, păi, o să ziceți, pe bine, dar eu servesc, dar dacă nu-s conștient, păi nu-i nimică, nu-i nicio problemă, că te conștientizează însăși servirea. Te trezești din asta. Că asta nu te amețește ca și vinul, te trezește, din potrivă, are efect invers. Ei, și zicea tot Părinte Teofil că învățătura de norma credinței noastre nu-i Biblia, ci e învățătura de credință. Adică e Biblia explicitată, Biblia așezată, organizată frumos, sistematizată, scoasă, că v-am zis că nu e un tratat. Și tu trebuie să formezi un tratat. A citat Părintele pe Părintele Stăniloae foarte mult. Cel mai mare teolog al nostru, din toate vremurile, are 3 volume de dogmatică. Acolo e toată învățătura de credință sistematizată, frumos așa, scoasă din Biblie și sistematizată. E Biblia sistematizată și explicitată, ca să-ți fie foarte, foarte clar lucrurile. Altfel, te rătăcești, dar nici nu se pune problema dacă o scoți din, să scoți Biblia din biserică și să te apuci tu, te rătăcești în proporție de 100%. Nici măcar 1% șanse nu ai să nu te rătăcești cu Biblia în mână odată ce ai omorât-o și ai scos-o din biserică. Și de asta trebuie să ne cunoaștem dogmele și trebuie să ne cunoaștem învățătura de credință. Pentru că prin ele intrăm cu adevărat în Biblie. Altfel v-am zis, sunt chestii istorice, contextuale, așa mai departe. Dar referitor la lectura individuală, ea e și un dialog al nostru cu Hristos. Noi la fel trebuie să mergem cum au mers strămoșii noștri la biserică ca să se întâlnească cu Dumnezeu și așa, așa merg și eu la Scriptură ca să mă întâlnesc și să vorbesc cu El. E un dialog între mine și El. Și El îmi spune. Adică, nu mă citiți și vedeți că aveți experiența asta. Mereu înțeleg altceva. Și mereu mi s-a lămurit o treabă. Păi da, acolo poate că era vorba de alt cuvânt. Apostolul Pavel vorbea corintenilor care trăiau într-un context istoric și așa, la, 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 la. Și ce are asta cu mine? Cuvântul e viu acolo, și Dumnezeu e viu acolo prin cuvintele Lui și vorbește cu mine. Dacă te cureți și ajungi așa cu curăție la Dumnezeu prin asta, tu chiar primești un gând. Pe lângă că ești curățit, pe lângă că ești luminat,
Dar dacă găsești și răspuns la problemele tale, e un dialog, chiar e un dialog, pentru că Dumnezeu e viu acolo, nu e o carte moartă. E Dumnezeu în ele. Și de asta trebuie să-L vedem și ca un dialog. Adică merg clar să mă întâlnesc cu El și să-mi spună ceva. Deci cum am mers la și merge la biserică, acum trebuie tot așa să facem și trebuie să facem. Asta a fost o treabă, mă rog, eu n-am zis-o ca să ne scuzăm, că nu prea citim noi și așa, dar n-avem scuze. Deci trebuie să mergem și pe calea asta. E o cale de împărtășire și de unire cu Dumnezeu prin cuvintele Lui. Păi n-avem voie să o refuzăm. N-avem voie, dimpotrivă. Trebuie să mergem pe ea până la capăt, pe calea asta. Și de asta v-am zis că e și o chestiune personală. Cititul Bibliei, adică are și caracter personal, pentru că tu te întâlnești personal și îți răspunde personal. E dincolo, v-am zis, de contextul acesta formal și așa mai departe. Tot am pomenit de Sfinți Părinți și așa și pomenim. Un lucru foarte important, ei au trăit astea, înțelegeți? Sfinții Părinți, păi uite, zice, Sfântul ia în gură de aur, că el o tâlcuit așa, păi bine, bine, dar Sfântul ia în gură de aur. Păi frate, păi nu l-a văzut ucenicul lui. Cum stătea lângă el Sfântul Apostol Pavel, deci după 4 secole mai încolo, și spunea la ureche, aia așa, 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 și el numai scria. Ce explicare mai vrei tu mai tare decât asta? Ce explicație vrei? Păi de-astea Sfinții Părinți, pentru că nu pot fi egalați și eu trăit. Și trebuie să ajungem și noi la trăirea asta ca să înțelegem, cum spunea Părinte Teofil, că ce nu trăiești, nu înțelegi. Păi nici Scriptura, dacă nu o trăiești, tu nu înțelegi mare lucru. Nu trebuie să rămânem doar la demers intelectual și efort intelectual. Infim asta. Trebuie să trăiești. Păi să luăm 2 cuvinte. Rugați-mă în încetat, de la Sfântul Apostol Pavel. Da, păi, cui a fost adresat, dacă e să luăm tălcuitori și aia, contează. Bun. Și hai să vedem Sfinții Părinți. Tratate întregi despre rugăciunea lui Iisus, despre rugăciunea neîncetată și nu s-o terminat încă de zis. De explicat 2 cuvinte, frate. Ca să vezi ce înseamnă Sfinții Părinți. Merg la nivele pe care nu, prin trăire, prin experiență. Și de asta și noi trebuie să ajungem la asta, să avem relația noastră clară cu El în contextul comunității, bineînțeles, și în duhul comunității, că nu, când te separă Hristos de biserică. Apela nu e Hristos, să fie foarte limpede. Deci, nu, Hristos unește, nu separă. El ne unește cu toți și cu toate. Și atunci nu merge că mă separ de biserică, nu, nu. Asta e altceva. Dar trebuie să ajungem așa. Să ajungem și la relație personală cu Dumnezeu. Avem ocazia să punem și întrebări, adică dumneavoastră aveți la îndemână niște foi și niște pixuri și dacă nu aveți o să vă dea colegii mei din sală, o să găsiți niște carnețele pe care dorim să le păstrați, un cadou din partea noastră și niște întrebări la care ne-am bucurat dacă ați putea răspunde și să ne lăsați nouă, ca să știm cum putem să organizăm pe viitor astfel de întâlniri, să ne bucurăm în continuare la fel de mult și poate chiar și mai mult. Până vă pregătiți, avem deja și primele întrebări. Sunt niște întrebări care se vehiculează foarte mult în ultima vreme și prima ar fi ce părere aveți despre Catedrala Mântuirii Neamului și dacă era necesară construirea ei. Înainte de asta aș vrea să mai explic ceva, un gând care mi-a venit și l-am uitat în timp ce vorbeam. Și anume faptul că Părintele Teofil insista să citești din Noul Testament prima dată. Și nu zicea, domnule, ia Biblia de la un capăt și du-te până la capătul ălalt. Nu, Noul Testament. Și după ce îl parcurgeai de 3 ori Noul Testament, după aceea zicea să citești și din Vechiul Testament. De ce treaba asta? Pentru că Noul Testament e lumina
Vechiului Testament. În Noul Testament se împlinește Vechiul Testament. Are fericit Augustin un cuvânt foarte fain, care zice așa, referitor la relația între Noul Testament și Vechiul Testament. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament și Vechiul Testament se descoperă în Noul Testament. Și de asta e bine, adică tot ce a spus Părintele are temeiuri dumnezeiești. Să începem cu Noul Testament, să începe citirea cu Noul Testament. Aici poate că vă mai povățesc și duhovnici. Referitor la catedrală și poate chiar și la autorul ei, am mai spus părerea eu și altă dată, dacă trebuie, repet, era necesară de atâta mai devreme. Știți că de 100 de ani după primul război mondial s-au hotărât să facă catedrală. Păi aveam într-o biserică, actuala catedrală, o biserică de mănăstire, o bisericuță, cred că și în Târgu Mureș pe aici sunt biserici mai mari decât catedrala patriarhală. Era clar, din punct de vedere utilitar, să zicem așa, că nu puteai, deci se cerea în biserică. Acum, că am avut și noi cărcotașii noștri, am avut. Dar astea se întâmplă când faci voia lui Dumnezeu. Când faci un lucru bun, diavolul reacționează, asta e clar. Când s-a făcut Arena Națională? O reacționat cineva? O comentat cineva? Stai, domne, că... Se fac spitale. Da, mă rog, și... Dar aici, da, pentru că și cel rău are slujitorii lui, are oamenii lui peste tot și așa mai departe, că sunt, dar era cât se poate. Și s-a întârziat atâta, pentru că n-a venit omul. Nu-i vorba de context, nu-i vorba de bani, e vorba de om. Omul care să facă catedrală. Nu s-a născut între timp, de asta nu s-a făcut. Ce acum era context, nu știu ce, favorabil. De altă dată, prin război, au fost contexte favorabile, altă dată în comunism sau oricândva. Când au fost contextele alea atâta de favorabile? Niciodată nu e context favorabil. Ce să mai zice? Dar ea trebuia făcută de un om. Și ăsta e patriarhul nostru, care, după părerea mea, e cel mai puternic om din România. Cei care se raportează la el ca la un manager, zică cel mai tare manager. Cei care se raportează la el ca teolog, cel mai tare teolog. Cei care se raportează la el ca un înțelept, cel mai înțelept om. Și așa mai departe. Adică asta e realitatea. E un om, e cel mai valoros om din țara asta. Și eu am mai spus asta și mă bucur foarte mult că Dumnezeu a rânduit așa. Adică cel mai bun a ajuns în capul bisericii. Că nu totdeauna ajunge cel mai bun, neapărat, acolo. Dar de data asta, cel mai bun ne conduce. Și eu zic că e adevăratul conducător al poporului. Nu putem să punem lângă el președinte și premier și... Nu. El e. Fără nicio discuție. Și în jurul lui ar trebui să ne adunăm cu toții. Avem un astfel de conducător și care, dacă e să comparăm cu toți conducătorii religioși ai lumii, vă garantez că e cel mai tare din lume. Nu există pe pământ, în plan religios, om de talia lui. Oriunde o mers, o învins, o confirmat-o. Păi cum stăteam noi în fața rușilor? În fața patriarhului rușilor? Cum tremuram noi până acum? Păi și acum? Discută de la egal la egal, cel puțin de la egal la egal, cu orice om de pe planetă. Fără nicio discuție. E ca un iceberg. Vezi doar o parte. Înțelegeți? Și nu îi vezi întregul. Și partea mare și grea, ea e nevăzută. Și niciodată cred că noi nu o să-l cunoaștem cu adevărat. Nici noi, nici alții de după noi și așa mai departe, cât a fost de mare și ce a făcut. Asta... Cu catedrala e o treabă așa numai văzută, ca simbol. Dar dacă însumăm cât o făcut în Moldova, cred că e altă catedrală acolo.
Și dacă mai însumăm și altele pe lângă catedrală, e altă catedrală. Deci nu a făcut numai una. Nu a făcut singur, fără nicio discuție. A fost sprijinit și suntem cu toți acolo. Dar dacă avem un astfel de om, păi hai, fratele meu, să ne adunăm în jurul lui și să străbatem. Păi, ai noștri când erau pe vremea lui Mihai Viteazul. Pe cum vreau ei să biruie dacă nu s-adunau în jurul lui Mihai Viteazul? Pe biruiau pe cineva, puteau să facă ceva. Trebuia să se adune, nu? Păi așa și noi. Avem aici mai mult decât Mihai Viteazul. Credeți-mă, e un om foarte, foarte mare. Și o minune, și un dar al lui Dumnezeu pentru noi. Și uite, se confirmă și aici. Dar trebuie să vină și răspunsul nostru. Uite, am vorbit despre Evanghelie. E darul lui Dumnezeu, da, pentru noi, dar acum trebuie să răspundem și noi. Și noi trebuie să venim la Dumnezeu prin Evanghelie. Ei, și noi trebuie să venim la valorile noastre și la tot ce avem, în primul rând, prin Patriarh. Și să știți că chiar dacă nu arată nu știu cât, e și un foarte mare patriot. Foarte mare patriot. Și de aici iarăși avem de învățate, că nu ne rezumăm și noi cu patriotismul doar la niște forme exterioare, că ne îmbrăcăm așa, cântăm așa și asta e patriotismul. Păi nu e asta. E asumarea unei cruci. E asumarea unei misiuni care și-a asumat-o. Și un lucru iarăși referitor la Patriarh care mă impresionează pe mine foarte, foarte mult, este lupta, este munca. Deci, dar mare pentru el, daruri mari, dar și munca o depune la fel, adică e direct proporțională cu darul. A muncit, s-a ridicat de la sat, copil de la sat. Pe cât a muncit omul ăsta, nu putem să ne imaginăm. Deci eu ce știu acum, e că somnul lui e de maxim 3 ore pe noapte. Și nu-i de acum, dragi, dar rețineți, e maxim. S-ar putea să fie 0 ore pe noapte. Da. Și asta zilnic, 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 zilnic. Deci o putere uriașă de muncă. Deci nu s-o rezuma numai că avem dar și suntem dăruiți și așa și asta. Păi nu, s-a mulțit darul ăla și s-a lucrat darul ăla la maxim. Și-a rupt Patriarhul piciorul la un moment dat. Și era în spital. Păi cum era, stătea cu piciorul întins acolo, pe o parte era o stivă de dosare, în partea alaltă lui stivă de dosare. Și el acolo lucra zi și noapte. Avea treabă. Și spuneau medicii, păi stați că trebuie să vă refaceți și n-aveți voie și așa. Doamne, nu putea să rămână așa. Da, deci un om cu totul și cu totul deosebit. Și v-am zis, faptul că e dar, asta ne și responsabilizează că avem un astfel de om în frunte, dar e și chemare. Păi avem un conducător de tăpăi, hai fratele meu, toți în jurul lui. Și așa vom străbate, și așa vom birui peste tot unde mergem cu el. Vă spun din start. Dar dacă stăm așa și mai cărcotim și... Na. Cum zicea până de Teofil, că pe omul, dacă îl cauți de bun, îl găsești bun, dacă îl cauți de rău, îl găsești rău. Știți? Păi nu. E cel mai bun, indiscutabil și v-am zis, de nici... Nu poți. Adică eu mă simt ca un purece în fața elefantului și cum ai zice la purec, zi despre elefant. Păi, odată că nu-i vede marginile la elefant, purecul, că nu bate atâta. Înțelegi? Îi se pare că nu se mai termină. Păi cam așa și el. Păi e greu să-i vezi marginile, atât este de mare și este dar și chemare. Cum să ne ferim de manipularea care ne lovește din toate părțile? Părinte Pantelimon, a trăit mai mult în medii din astea manipulate, că e timișorean, și el știe de pe pielea lui, vă poate spune, exact cum e. El a trăit, deci el chiar a înțeles. După ce am mers la mănăstire, am avut parte de o perioadă lungă, primii 8 ani de oașa, în care am fost aproape complet izolați. Deci, drumul era aproape impracticabil și ajungea foarte puțină lume, foarte motivată.
Altfel nu aveai curajul să o apuci pe drumul ăla, că și așa nu era o chestiune de înțelegere. Era o chestiune așa de încerci și vezi dacă merge, fără convingerea că o să ajungi acolo. Adică așa să vă închipuiți că dacă vrei duminică să te tolănești pe iarbă în curtea bisericii, nu te temei că dă cineva peste tine acolo. Nu existau riscuri de genul ăsta. Și având, beneficiind de acești 8 ani, greu din punct de vedere administrativ, foarte grei, dar care ne-a ajutat foarte mult să ne închegăm și să ne formăm o direcție și o lucrare, am avut și parte de multă liniște. Liniște care ne-a ajutat să pătrundem în lăuntru nostru și să scoatem la iveală toate distorsiunile, toate concepțiile greșite induse. Există foarte multă manipulare implicită și involuntară. Adică lumea este dominată de un duh profan, de o concepție de viață profană. Eu am putea vorbi despre o ambianță de gândire, o atmosferă de gânduri pe care tu o respiri și din plămân se asimilează în toate celulele tale, intră în compoziția ta. Și atunci clar te deformezi. Pentru că societatea capitalistă a pornit de la o concepție de viață protestantă și există o legătură directă între spiritul capitalist și protestantism. Și pentru că această gândire capitalistă stă la baza societății contemporane, la concepție de viață contemporană, există foarte multe mecanisme protestante de gândire care le avem în noi. De exemplu, rezistența pe care o avem față de tot ceea ce înseamnă instituție și față de ce înseamnă ierarhie. Că e vorba de ierarhie în familie, că e vorba de ierarhie în biserică. Asta ține de concepția protestantă. Faptul că suntem conflictul între generații este de concepție protestantă. Protestantismul asta este ruptura față de trecut. Protestanții s-au rupt de biserica catolică și așa, și asta este, se regăsește în spiritul lor și de multe ori noi suntem de fapt ortodoxi, dar cu multe mecanisme protestante de gândire. Iconoclasmul pe care îl avem și multe altele pe care le avem sunt concepții, sunt atitudini în noi care nu sunt nici ortodoxe, nu aparțin nici ortodoxiei și nu ne aparțin nici nouă. Adică nu ne reprezintă nici pe noi. Adică noi nu ne-am dat acordul să gândim în acest fel. Nu ne-am gândit că gândim în acest fel. Așa, atunci, ca să scapi, nu să scapi, ca să devii conștient de această manipulare, trebuie să ieși din mediu. Trebuie să ieși din mediu acela informal, informațional. Trebuie să ieși din ambianța aia de gând și să mergi, de exemplu, în natură sau mai mult, la o mănăstire. Numai ieșind din mediu, când te întorci, se sizezi o diferență. Dar dacă mergi și la o mănăstire, mănăstirea este, sunt niște enclave în lumea aceasta
unde concepția de viață care organizează viața și societatea, pentru că obștea mănăstrească este o societate, este 100% creștină. Deci, monahismul este o societate creștină care se orientează, de aceea avem un anumit tip și de vestimentație. Avem vestimentație, zicem, care are un caracter simbolic. Nu zic că mirenia ar trebui să se îmbrace așa, niciun caz. Dar avem un anumit fel de a ne adresa, un anumit fel de a ne raporta unul la celălalt. Un anumit fel de a ne raporta, de exemplu, la ierarhie. Nu privim ierarhia ca, nu știu, ca niște sindicaliști, cum privesc sindicaliștii patronatul, cumva într-o concurență de interese. Patronatul încearcă să-și maximalizeze profitul, sindicatul încearcă să și el să-și maximalizeze câștigul pentru muncă și așa. Nu. Noi privim, ne raportăm la ierarhie așa cum este în tradiție. Din dragoste și din în spiritul comuniunii. Adică faci ascultare, nu ca să fii supus, ca să te depersonalizezi, ci faci ascultare ca să-ți lucrezi comuniunea. Deci faci ascultare ca să ieși din modul tău egoist și subiectiv de a vedea lucrurile și să te întâlnești cu modul celuilalt de a vedea lucrurile, ca să ajungi la un numitor comun cu celălalt. Și faci ascultare nu doar de ierarhie, faci ascultare și de ceilalți, de frați. De exemplu, ți se schimbă munca care o ai în mănăstire și ajungi să fii, de exemplu, bucătar. La început, tu trebuie să faci bucătărie exact cum a făcut cel dinaintea ta. De ce? Pentru că prin aceasta, odată că tu îți lucrezi tăierea voii, dar îți lucrezi și cu comuniunea cu cel de dinainte. Dacă tu, pe motive obiective, de la început schimbi, că ești mai bun, ești mai talentat în această privință și schimbi de la bun început, tu nu ieși din subiectivismul tău. Dar ca să revin la întrebare, ieșind din acest mediu și mergând într-un mediu care, într-un mediu și într-o societate care se orientează după concepție de viață creștină, poți să, la un moment dat, să percepi și să sesizezi această manipulare care există explicită sau implicită, voluntară sau involuntară. Aș vrea să mă adaug și eu ceva aici. Noi, în relația noastră cu realitatea, ne o transpunem cumva realitatea în diferite idei, concepte, noțiuni și așa mai departe și ne formăm un univers al nostru despre realitate, care e subiectiv, fără nicio discuție, și așa ne închipuim noi, așa o percep. Gradul de subiectivism depinde de la om la om, întreabă asta, iar în manipulare ești rupt de realitate, asta e ideea. E o realitate obiectivă și tu ești rupt de aia și ți se prezintă altceva și crezi altceva și vezi altceva și așa mai departe. Ei, la toate astea, mai pe scurt, eu zic că antidotul e credința. Iar credința te scoate și din universul tău subiectiv și începi să ți-l vezi. Asta da, asta nu. Credința te bagă în realitate. Asta e un lucru fundamental. Și atunci și dincoace, dacă tu ești în credință, ești în adevăr, ești în realitate, tu simți imediat mesajul de manipulare. Tu simți că e fals, nu te poți duce în direcția, nu. Știți? Și atunci ea ne salvează și ea ne protejează și ea ne introduce cu adevărat în realitate. Credința. Cum poate fi înțeleasă diferența dintre modul de comunicare, revelație și pronie vechi,
testamentar și cel nou testamentar, război și pedeapsă imediată versus iubire, pace și libertate? Vechiul testament am putea să-l reducem la o frază, învățătură din Vechiul Testament, așa pentru om, este ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Știți? Adică nu înseamnă să scoți ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Nu asta. Ci dacă ție nu-ți place să scoată cineva ochiul, nu scoate ochiul. Asta. În Noul Testament este alt cuvânt de ordine. Deci nu ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Zice, ce ai vrea să-ți facă ție oamenii, fă-le tu întâi lor. Și în asta am putea să zicem că este diferența de nuanță. Deci nu doar să nu faci rău, ci orice ți-ai dorit să-ți facă ție oamenii, fă-le tu întâi lor. Vrei să ai prieteni, fii prieten. Vrei să fii respectat, respectă. Și așa mai departe. Se poate înlocui citirea Noului Testament cu citirea comentariilor Sfinților Părinți, cum ar fi de pildă comentariul la Evanghelia după Matei Sfântul Ioan Gură de Aur? Da, pentru că nu e o înlocuire, de fapt. Citește, tot citești textul evanghelic, dar după aceea imediat urmează și explicitarea lui și te ajută mai mult. Deci o completare, de fapt, asta și da. Chiar trebuie să ajungem la fazele astea, să cunoaștem, să ne punem probleme și mai departe. Deci trebuie să trecem cumva și prin studiu, dar nu așa studiu de ăsta exterior biserici. Studiu în Hristos, în Duhul lui Hristos și așa mai departe. Trebuie. E foarte, foarte important. Sfântul Ambrozie al Milanului le zicea la credincioși, de ce nu citim Scripturile? Noi citim Scripturile, de ce nu vă întâlniți cu Hristos prin Scripturi? Doar aveți timp liber. Și e chiar excelent de frumos să poți să te apropii frumos, dar v-a zis cu pocăință și cade împărtășanie. Așa ne apropiem. Foarte important. Și o carte, e o capodoperă asta de care a spus tălcuirea Evangheliei după Matei Sfântul Ioan Gură de Aur. Asta e recomandată pentru oricine. Foarte, foarte bun. Cineva mi-a spus că dacă îi arăt unde scrie în Biblie că trebuie să se spovedească omul, atunci el o să meargă. Până atunci nu. El nu a auzit cuvântul, nu a văzut cuvântul spovedanie în Scriptură și nu înțelege. Cum pot să explic? Spovedania e mărturisirea păcatelor. Asta o faci și... Deci e mărturisire. Este echivalentă. Că spui spovedanie sau zici mărturisire, e aceeași lucru. Nu. Dar până nu, a zis că până nu citește în Biblie, nu merge. Dacă este în Biblie, merge? Mă gândesc că merge, că o fi bărbat. Nu se dă înapoi acum. Păi zice acolo când boteza Sfântul Ioan Botezătorul, că oamenii mergeau la el, se scufundau în apă, mărturisindu-și păcatele. În fața lui Sfântul Ioan Botezătorul. Acum n-am memorie exact citat așa, dar să se uite acolo că nu a mers Domnul Hristos la botezul lui, să fie botezat de Ioan. Ăia își mărturiseau păcatele în fața lui Ioan Botezător. Scrie. Nu acum spovedește-te, frate. Și se spune despre Sfinții Apostoli că le-a zis Domnul Hristos, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, iertate vor fi, și că le veți lega, legate vor fi, ținute vor fi. Deci Domnul Hristos a dat Sfinților Apostoli puterea de a ierta păcatele oamenilor. Și a zis Domnul Hristos că ce iartă ei, iartă și Dumnezeu. Gândiți-vă că păcatul este o chestiune care privește strict relația omului cu Dumnezeu. Deci, prin greșeală sau prin prejudiciu. Noi putem să greșim față de om. Așa.
Dar păcatul vizează relația omului cu Dumnezeu. De aceea este atât de grav păcatul. Și păcatul numai Dumnezeu poate să-l ierte, pentru că pe el îl vizează. Păcatul înseamnă separarea omului de Dumnezeu și păcatul a adus în lume moarte. A introdus moartea în viața lumii și în viața cosmosului. Atât de grav este păcatul. Și Dumnezeu a dat această putere de a ierta păcatele oamenilor. Sfinților apostoli și pe aia prin Sfinții apostoli bisericii. Da. Și atunci există temei în Noul Testament pentru toate Sfintele Taine și pentru spovedani și pentru toate Sfintele Taine. Este clar că din moment ce apostolii au primit putere de a ierta păcatele și după ei au transmis-o la episcop și la preot și așa mai departe, de aici rezultă că nu le-a dat tot Dumnezeu numai așa ca să îi împodobească, ci să ierte, adică rezultă că se mărturiseau oamenii și mărturiseau păcatele în fața lor. Altfel, e un nonsens, numai să-i dai ca să fie. Deci. Prin prisma Bibliei, care sunt cuvintele din cuvânt pe care o mamă trebuie să le spună fiilor ei pentru a săti dragostea lui Hristos? Mama, în primul rând, trebuie să nu se certe cu tata. Asta este primul cuvânt din Evanghelie. Copilul este clar afectat de atmosfera din familie. Dacă este o atmosferă de ceartă, copilul are sentimentul de insecuritate, de nesiguranță, de neîncredere, nu mai știe cine are dreptate, mama, tată, oricum nu înțelege motivele pentru care se ceartă. Și după aceea poate să aibă tot felul de reacții. Eu știu, să-și caute afecțiunea altundeva, să-și caute, să-și aline suferința sau fine, să intre în conflict cu părinții. Pe când, dacă între părinți este înțelegere și este duh de pace și există lepădarea voii și există ascultare reciprocă, așa, și atitudine de slujire și de respect, că zicea Părintele Teofil că nu există iubire fără respect. Așa? Că știți că Domnul Hristos ne-a dat porunca iubirii. Și mulți se folosesc de această porunca iubirii, zicând și tot felul de patim le ascund în spatele acestei porunci a iubirii. Dar Domnul Hristos a zis, iubiți-vă unul pe altul, dar nu oricum, zice, precum eu v-am iubit pe voi. Păi iubirea lui Dumnezeu, de ce natura a fost? A fost o iubire care să îl subordoneze pe celălalt, să-i poruncească sau... Nu, iubirea lui Dumnezeu s-a manifestat slujind. Și atunci și noi, în relația noastră, trebuie să ne iubim unii pe alții după chipul, după modelul iubirii lui Dumnezeu. Na. Și atunci dacă ai o astfel de iubire, o iubire slujitoare, o iubire cinstitoare a celuilalt, tu crezi o atmosferă în familie în care copilul se dezvoltă foarte frumos și foarte armonios. Și să știți că mulți copii ajung la dependențe doar datorită acestui dezechilibru afectiv și emoțional din familie. Pentru că nu este împlinit și își caută împlinirea în altceva. Pentru că nu este sigur, nu are sentimentul de siguranță sau pentru că vrea să uite de niște probleme pe care nu le înțelege și nu le poate rezolva și vrea să uite și atunci evadează din realitate în plăcere și așa mai departe. Pe când dacă creezi un climat
un climat afectiv și copilul are echilibru afectiv și emoțional, va primi automat și credința de la părinți. Deci în mod firesc îi se va comunica și va primi în suflet, în inima lui, credința. Poate chiar dacă, să zicem, după aia, pe la adolescență, mai are niște momente de, în aceste, de exterioritate, de, eu știu, de împotrivire, dar tot va reveni la credința care s-a sădit în el când era copil. Eu, referitor la ce spune, mai răspund odată cu ce am mai răspuns, că îmi place foarte mult. Aici în sat, la Găbodă, a ajuns un tânăr hoț. L-a prins poliția, l-a mai închis, l-a evadat, mă rog, și era tot fugar el, săracul. Și mai venea pe aici prin sat, nu, prin păduri, se apropie de sat, dar nu putea să vină pe față, că oamenii îl dădeau la poliție, spuneau, și prindea poliția și el băga la pușcărie. Și când îl mai vedeau oamenii pe aici, pe hotare, prin păduri, se fereau și, nu, se păzeau că vine să nu-i fure, să nu intre peste ei. Dar nu intra săracul peste ei. Și mă întâlnesc cu maică-sa pe drum și întreb, na, nu felice, ce mai face Nelu? Chema Ioana. Și zice, nu știu. Dar tătă mă ard de dorul lui. Și asta a fost un răspuns la ce înseamnă inima de mamă, că Părinte Teofil spunea că e greu de dobândit inima de mamă. Ei, arderea asta trebuie să te modeleze așa cum a descris Părintele Pântă. Trebuie să-ți modeleze atmosfera, să-ți modeleze viața, tot. Când o părăsim, că nu mai ardem pentru copii, atunci suntem în pericol. Când să citim din Noul Testament? Înainte de rugăciuni, ca pregătire, sau după ce ne rugăm să citim din Noul Testament pentru a înțelege mai mult? Foarte importantă starea pe care o ai la rugăciune. Înainte de a te ruga, în general, e bine să citești ceva dintr-o lectură, așa, care să-ți aprindă evlavia și râvna. Și să te rogi. Și după aceea să citești și din Noul Testament. Dar nu cred că se poate stabili, să zici așa, o prioritate, să zici că este important să citești în cadrul pravilei, în cadrul programului de rugăciune, este și citirea din Noul Testament. Referitor la asta, dacă ne uităm cum se începe în liturghie, vedem că nu se începe cu Evanghelia. Nu începe liturgia cu Evanghelia și pacea. Și că e inclusă. Inclusă acolo în lucrarea asta liturgică, în duhul ăsta de rugăciune. Deci prima dată trebuie să dobândești starea asta de rugăciune, duh de rugăciune, și în duhul ăsta să te apropii de Scriptură. Dar poți să te trezești dimineața cu un duh de rugăciune foarte bun și să începi direct să intri în Scriptură. Se poate și asta. Dar dacă nu, și poți, e mai bine prima dată să dobândești duhul și starea aia de rugăciune și după aceea să intri. Cât de mult ne influențează cuvintele pe care le folosim zilnic? Cum putem ierta pe cineva care ne-a spus cuvinte urâte și ne-a afectat foarte mult? În primul rând, cuvintele urâte nu urmăresc să informeze. Adică cuvintele urâte se spun în duh de ceartă. Ori tu când te cerți, nu ai intenția de a-l informa pe celălalt, ci ai intenția de a-l răni, de a-l face să sufere, atunci când te cerți.
Cuvintele care le spui atunci nu au scop informativ sau în sensul comuniunii, cum ziceam că cuvântul este un suport al comunicării și al comuniunii. Și atunci cuvântul devine botă. Adică te folosești de cuvânt și îi spui celălalt ce știi că l-ar ustura mai tare, l-ar face să-l doară mai tare. Nu. Astea sunt cuvintele urâte. Asta este scopul lor. Și atunci, ca să îl ierți pe celălalt, în primul rând trebuie să iei în serios nimic din ce se spune în duh de ceartă. Adică tu nu trebuie să zici, na, asta crede el despre mine, deci asta așa, deci așa mă vede el, că zice că niciodată nu ești, nu știu ce, sau întotdeauna de fiecare dată face așa. Și ăla nu zice serios. Ăla zice cu intenția să te... Și tu zici, tu e în serios, uite ce crede despre mine, deci niciodată n-a fost bun de nimic, niciodată n-a făcut nimic. Și așa face dracul de la unul la altul, cu mintea, se joacă cu mintea fiecăruia și se distrează. Și atunci tu, în primul rând, nu trebuie să iei în serios ceea ce a spus celălalt, cuvintele urâte. Nu trebuie să le iei în seamă. După aceea, ca să porți, să ierți, trebuie să-ți asumi partea ta de vină pentru cuvintele lui. Adică trebuie să te gândești cu ce ai greșit tu, văzut, nevăzut de celălalt, știut sau neștiut de celălalt, pentru că celălalt s-ar putea să reacționeze în baza unei căi de comunicare secrete, de la inimă la inimă, și tu ai făcut ceva ferit de cunoștința lui, ai făcut un rău, un lucru rău de care el nu știe, și dar el poate să reacționeze, pentru că el receptează informația pe căile celelalte, pe căile secrete de comunicare. Și după aia îți se manifestă față de tine absurd. Adică îți reproșează niște lucruri absurde sau agravează la modul absurd niște situații care nu sunt deloc grave și tu zici că este nedrept, este supradimensionată reacția lui față de greșeala mea, față de ceea ce reproșează el în mod real. Da, dar el poate de fapt transmite fără să înțeleagă, e o greșeală de traducere, el nu înțelege, nu știe exact ce simte și așa, dar reacționează la ceva ce tu ai greșit față de el. Sau poate tu l-ai provocat, sau trebuie să ai înțelegere față de neputința lui, să te gândești. Ce spune Sfântul Apostol Pavel? Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți plini legea lui Hristos. Și poate celălalt vine încărcat din lume, stresat, de la serviciu, așa. Tu trebuie să-i porți sarcina nervilor lui. Să-l lasă să se descarce. Să-l ajut să se descarce, nu înseamnă că să-l provoci să se descarce. Dar dacă se manifestă, păi înțelege neputința, înțelege încărcătura și stresul și lasă să se descarce. E foarte mare lucru în viața asta să fie oameni care să... știți că există la centralele termice un vas de expansiune care preia presiunea suplimentară din instalație, altfel ar pocni instalația undeva. Așa să fie un astfel de vas de expansiune tu și să preiei stresul suplimentar pe care celălalt acumulează. Dacă tu nu răspunzi și nu creezi în cascadă pentru că reacționezi și el mai tare se enervează și tu te enervezi și se escaladează conflictul, așa. Dacă tu preiei răutatea lui, urțenia lui, nu cuvinte urâte, el îți va fi recunoscător. Adică, pentru că va ști că a fost nedrept sau supradimensionată reacția lui și îți va fi recunoscător și tu îl câștigi. Îi câștigi respectul, îi câștigi iubirea și celălalt ajunge el să fie, să aibă nevoie să fie dependent de tine.
Cum poate o persoană ce s-a rupt de biserică prin patim să ajungă să dobândească o concepție de viață creștină? Care este primul pas? Primul pas este, în primul rând, să pui în paranteză siguranța ta că tu le știi pe toate. Asta este să îți dai seama că ești supus greșelii. Să nu te gândești că tu le înțelegi pe toate. În general, vehemența în manifestare, vehemența în susținerea unei opinii, este a oamenilor care nu gândesc. Oamenii care nu gândesc sunt cei mai vehemenți și preiau la modul cel mai vehement niște clișee sau niște slogane. Știți? Un om care are exercițiu gândirii are și exercițiu greșelii. Știe din experiență că gândind și ajungând la o concluzie, la un moment dat a apărut o informație care i-a dat peste cap concluzia, pentru că el a calculat în baza unor informații care avea în ipoteză, dar au mai apărut niște date din ipoteză și au schimbat concluzia. Deci un om care are exercițiu gândirii nu este vehement în convingerile sale. Pe când un om care nu gândește, ăla da, poate să scandeze cu vehemență niște slogane. Da. Dacă pui în paranteză și relativizezi, lași o virgulă după exclamație. După ce exclamezi o concluzie, mai lași tot o virgulă. S-ar putea să mai apară ceva. Deja este, din punctul ăsta, deja poți să lași loc să ți se corecteze concepția de viață. Vă rugăm să ne spuneți câteva repere care v-au ghidat devenirea în relația cu Părintele Teofil. În ce mă privește, am ajuns să cred din nou în Dumnezeu la Facultatea Timișoara pe demersuri raționale. Dă seama că nu rațional privite lucrurile, nu stau. Dacă n-ar exista ceva deasupra lor care să le țină, care să le facă, să existe, nu poate exista totul fără Dumnezeu. Așa am reajuns eu. După aceea nu aveam putere, aveam o credință teoretică, nu mergeam la biserică, bineînțeles, că nu suportam preoții, nu... Și am ajuns totuși acolo că mi-am dat seama că n-am putere, n-am de unde să iau putere. Eu cred, dar credința mea era goală, n-avea forță, n-avea nimic. Și am ajuns la biserică. Într-un final m-am întâlnit cu Părintele Modest, care mi-e și unchi. Este nepot la Părintele Modest de aici și... El mi-a zis că trebuie să mă spovedesc și că trebuie să și știu un părinte orb la mănăstire și așa. Și, mă rog, aici v-am mai povestit de în ori. Și așa am ajuns eu la Părintele Teofil. Odată ce am ajuns, am fost bun ajuns și nu ne-am mai putut despărți de dânsul. Au urmat diferite etape și mai departe, dar așa am ajuns. Pontul Pantelimon a ajuns altfel. Eu, ca și tânăr, aveam o fobie. Aceea că o să ajung adult. Pentru că vedeam foarte mulți adulți plafonați cumva cu luminile stinse, cum zicea Părintele Teofil. Așa. Fără ideal, preocupați numai de rutină, rutinați, plafonați. Și mă gândeam cu groază
că și ei au fost cândva tineri. Cu entuziasm, cu idealism, cu aspirații, așa și... Eram traumatizat de această perspectivă, mai ales că aveam și simțirea degradării. Simțeam că sufletește, mă degradez, că sunt într-un proces de degradare sufletească. Atunci fiind necredincios. În momentul în care l-am întâlnit pe Părinte Teofil, prima dată în viață, eu aveam 16 ani și văzeam că eram frământat de lucrurile astea, și Părinte Teofil avea 65 de ani atunci. Și l-am simțit pe Părinte Teofil mai tânăr și pe mine mai bătrân și mai uzat decât el, sufletește. Și atunci am avut această încurajare, această nădejde. Uite că se poate, există o cale a tinereții. O cale a, știți cum e povestea lui Eminescu, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Ei, am văzut în Părinte Teofil o cale de la bătrânețe spre tinerețe și de la moarte la viață. Da, și asta asta m-a marcat la Părintele Teofil și asta m-a făcut și să merg pe calea aceasta și să ajung să fiu, să devin călugăr, să ajung călugăr. Și creștin și călugăr, că eram și mirian și profan. Cum să facem să avem inima curată când ne vine să ne judecăm așa de mult aproapele? În general, judecata aproapelui pornește de la un instinct al nostru. Adică orice om tinde către confort, către starea de confort și mă refer și la confort psihic. Adică orice om simte nevoia să fie bun sau să fie mai bun. Deci apare o stare de concurență între noi. Și atunci, în mod instinctiv, nu prea luăm în seamă calitățile celorlalți, dar imediat percepem orice lucru negativ. Dacă se vorbește despre cineva și se spun, uite, care calități, strâm din asta, te simți prost, care calități, tu n-ai calități, nu prea ești atent, dar dacă se spune ceva de rău de celălalt, imediat te trezești, și dacă ești acea somnolent, te trezești imediat. Atenția! De ce? Din această nevoie de a fi tu mai bun decât el. Ca să nu mai judeci pe nimeni, trebuie să te lepezi de sine. Și un om care nu mai este preocupat de sine, a uitat de sine, dintr-o dată nu mai are nevoie să se simtă mai bun decât ceilalți. Deci dispare suportul care motivează această concurență și această judecare. Deci dacă nu mai trăiești, nu mai ești tu cel mai important lucru din viața ta și ai uitat de sine și începi să te preocupi de ceilalți, în momentul ăla nu mai judeci. Pentru că, cum ziceam, nu vrei să mai fii mai bun, nu te dorești să fii mai bun, dimpotrivă îți asumi acest disconfort de a fi păcătos, de a fi, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, cel din tâi dintre păcătoși, așa cel mai mare păcătos. Nu mai e o problemă pentru tine faptul că alții sunt mai buni, dimpotrivă, le slujește altora. Și atunci nu mai simți nevoia să judeci. Și când îți părăsești păcatele tale, atunci de obicei le vezi pe ale altuia. Dacă ești orientat critic către tine, mereu, și vezi că te ai, vezi că-s dealuri, munți,
de neputințe, de răutăți, de patină. Unde suntem mai duși la altul? Și dacă chiar te duci, atunci să știi că ai părăsit la tine. Deci, la câtă vreme ești preocupat de ale tale, de relele tale, nu mai ai ochi și timp și stare și dispoziție pentru ale altea. E ca și omul gospodar. Nu-și vede capul de treabă, la lucrează, e nebunit, mai știe ce se întâmplă în lume și acolo și ce-o zis ăla, așa, 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 când e ocupat, e obosit. Cam așa și noi cumva să fim ocupați și preocupați cu devenirea noastră, cu păcatele noastre, să le curățim noi pe alea și alea și alea, până obosim, pur și simplu. Deci ele sunt inverse cumva. Când ești preocupat de ale tale, nu le vezi pe alea. Când le vezi pe alu altul, să știi că nu le mai vezi pe a tale. Așa trebuie doar așa, să te întorci. Nu trebuie să anulezi atitudinea critică și de judecată față de altul, ci numai să o întorci către tine. Virează frumos către tine și gata. În Evanghelie ni se spune că Tatăl așa, nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Și asta, și poate ni se spune că cine suntem noi să judecăm pe sluga altuia. Asta ne și arată un pic care sunt limitele judecării, acestei puteri de judecată. De ce a dat judecata Fiului? Pentru că Fiul este Cel care și-a dat viața din iubire pentru fiecare om. Și atunci El, pentru că iubește, are dreptul să judece. Deci iubirea este, ca să zicem așa, limita judecății care legitimează judecata. Adică, ca și părinte, trebuie să-ți judeci copiii, pentru că răspunzi pentru ei. Deci pentru ce răspunzi? Pentru aia ai dreptul să judeci. Răspunzi pentru tine, pentru viața ta. Atunci ești obligat să te judeci pe tine. Adică puterea de judecată este legitimă și este utilă, dar îndreptată spre sine și spre cei de care răspunzi cu iubire. Adică da, și pe ei trebuie să îi judeci pentru că îi iubești. Și ai dreptul să-i judeci și dacă nu iubești, pe cine nu iubești, nu ai voie să judeci. Cineva întreabă, atunci când greșești și nu mai poți schimba nimic, cum faci să lupți cu regretele și să nu te temi de eșec? Deci când nu mai poți să faci nimic, atunci stai. Stai, nu face nimica. Deci să știți că e fain și să stai. Dar stai în fața lui Dumnezeu. Și nu face nimic. Că nu poți să faci, dar stai. Stai cu gândul la El și așa. No, după aceea, stând așa frumos înaintea lui Dumnezeu și nefăcând nimica, o să vezi că se întâmplă ceva. Și o să începi să poți. El e infinit. Poate tot. Poate. Din orice stare, din pulvere te scoate, deci din pulvere te face. Deci poate tot. Deci, totul e să nu te desparți de El. Totul stă în relația cu Dumnezeu, să știți. Cât faci, cât nu faci, cât stai, cât dormi, treaba ta. Dar nu te despărți de Dumnezeu. Tu numai stai cu El, acolo. Și rest, tot e bine. V-am mai zis și la munte, ce faci când intri în ceață? Stai liniștit. Trece ceața și vezi marcajele, te poți duce și mai departe, așa. Și aici, stai liniștit, frumos, înainte lui Dumnezeu, că nu mai poți să faci nimic. Și lasă că El poate și face El, liniștit. Oricum, regretele au aceeași valoare ca bunele intenții, adică zero. Adică
o intenție, dacă nu se întrupează într-o rânduială de viață, n-are nicio valoare. Dacă nu se concretizează o bună intenție. Și atunci și regretele și bună intenție au aceeași valoare. Ce se mai poate face este să ieși din singurătate. E foarte greu să te ridici de unul singur. Faptul de a face parte dintr-o familie duhovnicească este vital. Faptul de a nu fi restrâns numai la resursele proprii, să nu fim în limita propriilor resurse. Faptul de a fi într-o comunitate, într-o familie duhovnicească, implică acest flux duhovnicesc, cum zicea Părinte Teofil, că în prietenie este ca în vasele comunicante, torni într-unul și se umple toate, se nivelează în toate vasele comunicante. Așa este și în prietenie și mai ales în prietenia din credință. Nu cea, dacă nu mai poți, păi, întovărășește-te cu cineva care poate. Și cineva care poate, îți dă și ție putere. Și roagă pe cineva să lucreze împreună cu tine. Orice lucru pe care îl faci de unul singur. Și să sap cucuruz de unul singur. Sau să card niște plase de unul singur. Păi card plase, numai simți cum ți se lungesc mâinile, numai devii conștient de cât mai ai de mers și de cât de puțină distanță ai parcurs și devii tot mai conștient de greutatea situației. Și dacă vorbești cu cineva, ieși pe cine cu cineva și mergi împreună, nici nu știi că ai plase și că-s grele și că... Și atunci ieși din izolare. Ești din izolare, integrează-te într-o familie duhovnicească, ți se vine de acolo putere de la ceilalți, de la lucrarea celorlalți, ți se comunică și ție. După aia și tu, când o să poți, la rândul tău, lucrezi și se comunică altora care poate ei sunt atunci într-o stare de neputință. Și asta este un ajutor. Când citim de Evanghelie, uneori uităm foarte repede cum să facem lucrătoare în mintea și în viața noastră cuvintele citite. Însăși viața pe care o duci te ajută. Dacă ai o viață bună, ele se fixează, se asimilează și rămâi acolo. Dar dacă nu, înseamnă că nu erai pregătit suficient. Însă nu trebuie să ne descurajăm, trebuie să insistăm. Să insistăm cât putem cu ajutorul Dumnezeu. Inconștientul nostru oricum reține tot și ce nu reține conștientul și le refulează până în conștient. Deci tu fă-ți acolo și la pravilă. Băi, la unde nu mai înțelegi, nu mai ești povos. Nu, nimic. Fă pravilă. Fă-o până la cap. Tot așa cum ești tu. Și vede Dumnezeu și poate că oboseala aia și insistența s-ar putea să fie mai mult decât răzbia în altă parte, înaintea lui Dumnezeu. Totuși să mergem. Și la Părinte Teofil îi plăcea, că acum mă gândesc că e ultima întrebare, ca să ne încadrăm până la ora 5. Îi plăcea să și glumească mult și aș vrea să vă repet o glumă de la Părintele, că le știți. Așa zicea că a mers un ungur să se spovedească. Și nu, spune el răutățile lui pe acolo, ce tot a făcut el și deci părintele a spus și nu, trebuie să-ți dau canon. Ai făcut rele multe și așa. Și zice, uite, trebuie să bați 100 de matane pe zi. Și asta, zice, ia-i, domnul părinte, dar dacă nu pot să prind 100 de motani, pot să bag și mițe? Uh,
În continuare, o să avem parte de un moment special pregătit de părinții mănăstirii și de obște, cu cântări specifice, perioade speciale a Postului Mare. Amen.
Aleluia!
Moștenii
Spre bogăția cea necheltuită. Din tot felul de primele
început cântarea ei, sunt grupul Saltico, așa că au constituit urma taberelor, unde au fost atent cu ordonanță de autostupare, un membru al grupului Nectarea pentru Saltul, și ne bucurăm tare mult că am avut parte și de aceste momente. Le mulțumim și părinților pentru cuvânt și că ne-au primit în casa lor și mulțumim și Bunul Dumnezeu că am reușit încă o dată să ne întâlnim în lumina părintelui Teofil și să încheiem cu bine un ciclu, adică o etapă. Mulțumim și să rugăm părinții să zică rugăciunea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cuvine este cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstit de heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare, Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii, amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, într-un numele Domnului Preacuvioasă, Părinte, binecuvintează.